Salutare, prieteni! M-am întors în Tenerife pentru o săptămână de dat cu motocicleta pe unele dintre cele mai frumoase drumuri, consider eu, din Europa, pentru că, pentru al doilea an consecutiv, împreună cu Victor și Mircea de la TenerifeRide.com sau WeRide, așa-i găsiți pe Instagram, organizăm ceea ce numim noi Be a Test Rider in Tenerife, o săptămână de dat cu motocicleta. Nu vă mai explic ce se întâmplă aici, pentru că există un clip de anul trecut unde am povestit cu activitățile, cu motocicletele, cu cazarea, cu drum. Însă, anul acesta este un concept nou. Participanții sunt testeri de motociclete, exact cum testez eu motociclete. Avem ocazia să ne dăm jos de pe una, să ne urcăm pe alta, motociclete din aceeași categorie, și să vedem micile diferențe, pentru că de multe ori pe hârtie sunt motociclete care seamănă, ai zice că sunt chiar la fel. De exemplu, avem Honda Hornet 750, noul model 2023, și Suzuki GSX-8S. Pe hârtie lucrurile sunt cam la fel, însă în mers, vă asigur, sunt total diferite. De asta am făcut o listă de motociclete pe care le-am considerat noi că se potrivesc pentru Tenerife. Apropo, Motor Team, dealerul Honda și Suzuki din București, este partenerul nostru pentru această experiență. Și avem de la Honda, pentru că de asta mi-am pus tricoul cu Honda astăzi, avem așa, Transalpul nou, Hornetul nou, cum am zis, Africa Twin Adventure Sports, variantă 2021, superb coloritul, negru cu auriu, pe gustul meu. Mai avem CB500X, după care de la Suzuki avem Vestrom 800DE, GSX-8S și, ca să avem un benchmark, cel puțin pe segmentul de Adventure Touring, am adus și un KTM 890 Adventure. Acum unii ar zice că nu e chiar în aceeași categorie, pentru că prețul e mai ridicat decât la Transalp și la Vestrom. Dar tocmai de asta l-am adăugat in the mix, ca să vedem cum se situează față de top of the top, să zicem. Și de asemenea am mai avut și un Ducati la cerere specială, un Multistrada V4S. Ăla l-am avut doar o zi, pentru că ne-am convins, sau cine l-a cerut s-a convins din prima, că nu e chiar ce trebuie pentru drumurile astea extrem, extrem de virajate de aici. Și ăsta e un lucru pe care mulți nu-l înțeleg, își doresc să vină aici să meargă cu un JS sau cu un Super Adventure 1290, chiar am fost și un Super Adventure o zi. Însă motocicletele astea mari, caprele astea mari de Adventure Touring, nu prea se pretează la ce drumuri sunt aici, foarte virajate, foarte întortocheate și mai ales serpentine cu schimbări de nivel mari. Am mers niciodată cu africană, am viraje așa, dar este fenomenal. O respect mai mult acum. Dar tu acasă ai normală, de aia normală, nu? Viraje, unul înseamnă, mie așa am două. Tu șeai. Mare avantaj al acestei ture organizate este că băieții ăștia deja știu anumite zone unde se mănâncă bine, anumite zone unde se bea bine, anumite zone unde este frumos să ajungi la apus. Este spectaculoasă insula asta, jur, m-a spart. Reacții la cald. Wow, eu deja claxonam, zic, băi, nu oprește. Mamă, cum e! Asta e mult, băieți, în tur? Ai mult de motociclete? Andrei, tu ce? Și de ce toată lumea zice să-i dau copyright lui George? Dar cine e George? Da. George, da. Georgica! Îmi pare că am filmat în 4K. Băi, ce ai nebunit ce aici? Fii atent ce aici! Nu-ți mai bați capul să cauți pe net care este restaurantul cel mai bun. Nu-ți mai bați capul să te uiți de trasee, te duc ei pentru niște locuri senzaționale. Suntem într-un băruleț tradițional, într-o zonă unde vin motocicliștii la Păcănele.
dacă vreți, să zicem, un fel de cheia noastră, unde vin oamenii să se dea. De obicei, ce că distracția se termină aici cu elicopterul, care vine să scaneze cu radarul și după aia te așteaptă jos. Sunt cu elicopterul sus și pe urmă te vede pe tine. Deci, uite, răzva merge cu 80 și a făcut poză. Și pe urmă ăla. Și mașinile vin de jos și de sus, vine poliția și îl oprește. Uite, ăla Răzvan. Pam, pam, pam. Tură în Tenerife ar fi fost asta dacă nu făceam și un mic surf. Sunt băieți în apă acolo în spate, au făcut deja primele... Nu te-ai băgat și tu? Nu? Să vedem dacă reușește unul să prindă valul. Bună dimineața din Tenerife, de fapt bună ziua în România, 11:15 este ora. Suntem la poalele Teideului, urmează să urcăm cu telecabina. De fapt, băieți, eu am fost anul trecut și vreau să mă mai dau un pic cu GS8XS-ul ăsta din spate. Am prins o bucată de asta, dar o să vorbim mai multe într-un material detaliat despre el. Acum ce voiam să vă zic, pentru că m-am mai întrebat prieteni și urmăritori de pe site, când o să fie următoarea tură, că pare mișto, arată frumos, vreau și eu să testez motocicletele. O să mai fie, bineînțeles, ture, nu știm exact și la anul, probabil tot în aceeași perioadă, dar ce vreau să vă zic este că nu trebuie neapărat să veniți într-o tură organizată, pentru că motocicletele rămân aici și le puteți închiria. Rămân la Victor, teneriferide.com este site-ul lui. Dacă ajungeți aici în vacanță și vreți să faceți, de exemplu, un tur al insulei într-o zi, chiar un tur ghidat cu Victor, intrați pe site acolo, luați legătura și vedeți ce motociclete sunt disponibile. El are sediul în Costa Adeci, ca să știți așa localizarea.